Bună dimineața, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog, la un nou daily vlog, bineînțeles. Astăzi e puțin cam înorat afară, sunt puțin nori așa, dar în rest se simte o briză plăcută, adică e puțin vânturi, e destul de călduț. Sperăm să fie o zi frumoasă și însorită în continuare, pentru că avem destulă treabă prin curte. Continuăm proiectul numit Sala, pe care o să vi-l prezint, cred că foarte curând. Adică eu sper cât mai curând, dar nu mai este mult de lucru. Dar bineînțeles, o să vedem ce mai fac animale. Vreau să țin cont de sfaturile pe care mi-ați dat legate de porumbei. Am primit foarte multe mesaje, lumea vrea să-mi trimită porumbei încă o dată. Am zis lucrul ăsta, dar e greu să trimiți niște porumbei prin cutie, ca să zic așa, prin poștă, prin nu știu cum. Dar posibil astăzi să merg până undeva să iau un porumbel sau doi, nu știu, de la cineva, pentru că mi-a spus că vrea să-mi dea un porumbel. O să vedeți în cazul în care o să mergem. Dar până atunci ne distrăm prin curte, ca să spunem așa, lucruri normale. Așadar, am să vă rog să apăsați pe butonul acela de like și să îmi scrieți în comentarii ce faceți voi acum. Lume, lume, după cum v-am spus dimineață, posibil astăzi să avem mai mulți porumbei noi sau cine știe, așa că urmează niște surprize. Una dintre surprize, bineînțeles, mărim mica colecție de porumbei. Trebuie să merg până la Matca. Matca e o comună învecinată de unde stau eu, pentru cei care sunt mai de departe. O să mă duc la un abonat, pentru că v-am spus că e posibil să merg astăzi, deoarece m-a invitat la el să-mi arate colecția lui de porumbei și vrea să-mi dea și un porumb. Așa că o să mergem să vedem ce porumbei are și despre ce este vorba. Puneți un mare like acolo și hai să mergem, ne vedem direct acolo. Am ajuns acum la Matca și l-am aici pe Damian. O să mergem acum să-mi arate porumbeii lui și să-mi dea un porumbel pe care mi l-a arătat foarte frumos. Deja am uitat la asta, sincer. Dar o să vedem acum despre ce este vorba. Ia uitați-vă ce are el aici, foarte mulți rotați. Văd mulți rotați aici, mai multe perechi. Ai și jucători. Ia uite ce frumos. Aici da rotați. Ăla de jos? Da, ăla. Da, da, da. Și aici prezinti porumbei. Și acolo e porumbei? Aici. Ia uite. Un gălățan. Gălățean. Gălățean. Mascul. E perechi femeia aia. De acolo, albă. Aha. Are două ouă. Și acestea e de îndrumul ăsta. Ha. Hai, tu îi ții și deschiși așa din voliere, mai lași, nu? Aici am un curcan original. Da, ăștia, da, scurcani. Am eu corcis, na. O să-mi iau și eu de ăștia, dacă o fi, dacă o să am găsesc unde să iau. Are frumos. Doi pui acolo, femeia lui neagră aia. Ai pui la ei? Da, aia jos. Ah, fain. Mișto. Așa. E de 2000. A, sinelați. Ți-ai tăi porumbei toți, tu ai grijă de ei, nu? Da. E fain, 2015. Și acum se dă un drumul. Da, ăștia-s frumoși așa. Ia uite-o. Se vede că e pură. După cum stă, era să... Aici am un creț. Ia uite, ai creț, vai, deci vreau și eu creț neapărat. Am văzut pe internet la cineva. I-am luat de la unchiul meu din Austria. Din Austria, mhm. Da. Dacă ai vreodată pui... Femela lui e... E acolo sus, sau... Da, e acolo. A zburat. Este un mascul colorat. Aici am un strasher mascul. Strasher? Da. Asta e mare. Tot din Austria. Seamănă nu, da, nu chiar cu chigile, așa, cu... Uite, acum o calcă pe aia. Da. Mm-hmm. Câte perechi ai în total? Aici am vreo 15. 15 perechi? Uite, aia e normal, trebuie să fii perechi până la aia albă de acolo. Da, da, da. Dar normal, uite, e creț acolo. Da, creț, da. Aici am ouă. La aia mare. Da. Cu ieti cu femeie. Și aici mai am un toboșar. A, ce frumos, da. Și ăștia sunt faini de ornament, toboșare. E un toboșar tot din Austria, l-am primit și pe la unchiul meu. A. Foarte frumos. Fain, fain. Ia. Da. Acolo am o perechi. A, hai acolo. Ăștia ai țițe... A, au și por, au pui. Da. Da, da, da.
Da, pe toți îți liber sau nu, când și când? Nu, le dau drumul ca asta și mi-a luat 2013. A, și învățată la om, da. Și după aia pleacă înapoi. 2008, numai că a fost bracuna la e-mail. Nu mai are. Da, da, da. Mhm. Da. Ăla e acolo. Da, trebuie să-l prinzi. Da, e la ce an-i? Sau îi pui? Satinet. Nu, așa e... Nu, ce an? An? Da, e din 2017. 2017, satinet. Uh-huh. Da. Uite, acolo am o pereche, aia, femeia aia, că e cu... La Gărățeanu, perechea lui e jos, dar nu perechi pentru că n-am avut și Gărățeanu l-a tot căutat. A, și e corcit o leacă. Da, e corcit, da. Da. Și la mare e acolo ce-i? Ăla e tot king, normal trebuie să fac perechi cu asta, e, cu ăla. E king? Da. Uh-huh. Perechea lui e ăla mare. A. Da, ci, da, am văzut, a zburat acum unul. Da. Da. Ia uite, ăștia zbar greu că... Au, și coada sunt mai mari. Tot așa, taxiul ăla. Da, da, da. Pasiunea ta, de cât timp faci asta? De 2 ani. De 2 ani? Da. A, și ai, din ce am înțeles, ai pe unchiul tău care e de la el de acolo, nu? Da, i-am primit 7 porumbei. De la el ai pasiunea sau? Nu, mi-a venit mie și ți-a venit ție? Da, a, că e bine. E frumos, că și eu când eram catin tot așa îmi plăceau. Dar eu nu eram atât de expert, ca să zic așa, nu știam foarte mult. Uite-mă scolă, cum stă. Da, da. Da, zici că nu are cap, uite pe filmare, da. Ce o să vede. Zici că nu, acum se vede leacă capul, da. Nu se vedea mai devreme. Uite, parcă nu are cap. Da, se vede că... Să scoat acolo în cubarul ăla. Rotat sau ce? Nu, creții. Creții? Da. Șmecher. Uite, ăla e pui din ăla, vezi? Ăsta. Aha, da, da, da. Uite. Da. Normal jos fac, vezi acolo unde e la ușă, dacă nu intru. Da. Ăla are o femeie tot așa, e original, vreau să fac pirit cu ăsta. Da. Și acolo ai zis că ai pui la rotație, da? Am pui, doi pui. Uh-huh. Unul e mai mare, dar unul nu s-a dezvoltat, că ieșea și la automatare. Da. Uite-l pe atunci. Da, da, da. Ia. Unde-i? Uite-l. Ăla-i. Up, gata, l-a prins. Aici am un pui. Ce ai pui, ia? Ha, e mic. Asta de care pui? E ceva tot așa, masculic. Asta e mama. Fetez, te explic. Ai o combinație de king, nu, ce e? Sau nu. Ce e ăla așa mare? E american? Ăsta, nu, ăla nu e american. E ăla care zboară, da. Alba. Și pui, uite, cu clența asta, care ți-am spus că e original. Aha. Uh-huh. Vezi? Da. Aia e mama la... aia, cu taxul unde, ăsta. Aaa. Primul pui așa. E... Deci e scurcan și-o ieșit... E și primul pui, uite ăla cu scurcan. Da, da, da. Așa. Da. Deci avem aici un mascul de satinet, nu? Satinet sau? Da. Cam așa îi zice. Cu moți aici și încălțați. Aici se foiază, se vede așa. Da, se crește. Da. Eliberare la zbor. Hai, duceți-vă. Nu vor să iasă. Nu, pe mulți trebuie să scoată pușul. Da, da, au la pui, la cuibare. Da. Da, uite, se vede curcănii care sunt curcănii, nu ca ai mei. Lasă-mă. Învăț eu, nu-i problemă, în timp. Ia uitați-vă la creții ăștia aici. Stați băi aici, unde plecați, să vă filmez puțin. Porumbei creți, frumoși, încălțați. Ei, și-a luat zborul. Și mai avem încă una bucată porumb pe care o băgăm aici la colecție. Hai, domnul satinet, aici. Deci avem aici un frumos porumb satinet, după cum se vede, pe care mi l-a dat Damian și pe care o să-l eliberez acum în volier. Pac! Și s-a dus. Du-te înăuntru la frații tăi acolo. Vin și o să văd imediat ce faceți. Ăsta e porumbelul, acum puteți să-l vedeți mult mai bine. Arată super frumos. Mie unul îmi place, o să încerc să-i caut și pereche, bineînțeles, poate să găsesc la cineva, poate să cumpăr sau poate o să mai primesc dacă am noroc de porumbei, cum am avut în ultimele zile, deci am rămas total surprins, deja am mai mulți în mica mea colecție, ăsta e un lucru foarte tare, asta și-mi doream să am niște porumbei diferiți, dar vreau ca să fac și perechi, bineînțeles, pentru a-mi scoate și mie niște pui, pentru a mă simți mândru. O să...
Merg mâine, pentru că astăzi deja e închis, am avut mai multe treburi astăzi. O să merg mâine să mă duc să le cumpăr și niște mâncare, după cum ați văzut acolo. Mi-a spus și Leonard și toată lumea în comentarii să le iau niște minerale, să le iau pietricele, să le pun nisip. Le-am mai pus niște nisip, dar am să țin cont și de sfaturile astea. Și din ce am văzut la Leonard, are niște cuibari foarte mari, acolo undeva 40-60 plus, pentru a se călca, pentru a se împerechea mult mai bine. Și am să încerc să fac și eu rafturile de genul ăla. Dacă nu știți despre ce este vorba, cine e Leonard, este băiatul la care am fost ieri și v-am prezentat colecția lui de porumbei. Este un colecționar mult mai răit decât sunt eu, pentru că eu sunt un amator, bineînțeles, după cum observați. Uitați-vă la clipul anterior să-l aveți pe i-ul ăsta sau în descriere, să vedeți acolo foarte mulți porumbei, zeci de rase superbe, frate, deci foarte, foarte frumoasă colecția lui. Și mai am o surpriză. Da. Deci asta nu e tot. Pe lângă faptul că am primit un porumbel de la un abonat, vreau să vă mai arăt ce mi-am cumpărat dimineață, pentru că dimineața am fost, dar nu v-am spus, am fost la târg și mi-am cumpărat o nouă pereche de porumbei încălțați, care sincer nu am idee ce rasă sunt. Am văzut pe internet deja, am uitat și rasa, vreau să-mi scrieți chiar voi în comentarii, eu o să vi arăt să-mi spuneți exact ce porumbei sunt, pentru că dacă o să greșesc, după aceea iar o să... Spune-o dacă nu e așa. Așa că vreau să vă las chiar pe voi, pentru că nu sunt încă capabil ca să diferențiez toate rasele. Așadar, hai să vă arăt porumbei. Unul avem sus și femeia e afară momentan. Frumos! Deci, hai să vă arăt perechea pe care mi-am luat-o. Deci, aia e femela. Cel puțin așa mi-a spus omul. Sper să nu mă fi înșelat. Deci, asta ar fi femela. Și... masculul e albul, cel al doilea. Ăsta e masculul. Iar pe restul îi știți, cei de lângă pe toți. Ceilalți de aici la fel. Ăsta este cel pe care l-am primit de la Damian, băiatul de la Matca, de la un abonat. Iar ăsta de aici este de la Leonard, cel cu porumbei, cu voliera mare și cu foarte, foarte mulți porumbei, dacă nu ați văzut clipul încă o dată. Uitați-vă la masculul ăsta superb pe care îl am aici și vreau să-mi spuneți voi ce rasă credeți că este, pentru că nu o să mai zic eu, deoarece poate greșesc și decât să greșesc, mai bine vreau să-mi spuneți chiar voi. Vedeți cât este de încălțat, foarte, foarte frumos. Ăsta este cel de la Leonard, este inelat. Foarte frumos, seamănă între ei, doar că ăla are și moți și din ce mi-a spus, ăsta este uriaș maghiar pitic, într-un fel, adică seria a doua sunt uriaș maghiar normal și uriaș maghiar mai mici, iar ăsta de aici, care perechea lui a fugit acum, s-a dus afară, deci puteți să-mi scrieți în comentarii ce spuneți voi că este, pentru că ăștia sunt porumbeii pe care tocmai mi-am luat astăzi noi. Ia uite ce frumos, ce frumos se vede așa pe jos. Deci mi-s atât de dragi. Ia uite ce huru e ăsta. Da, deci aceștia sunt oficial toți porumbei pe care i-am în momentul ăsta. Sunt 8 la număr, parcă 8, din care 2 cei pe care i-am primit acum zilele astea, cel de la Damian și cel de la Leonard, sunt masculi. Acum să vedem de unde le fac rost de pereche, când o să mai merg pe la piață, pe la fer, să le fac rost de pereche. Dacă nu, îi țin așa, nu știu, pur și simplu, pentru că îmi plac cel puțin cum arată, sunt de ornament, sunt frumoși, încălțați, colorați. Da, vreau neapărat ca să reușesc să îi împerechez pe ăștia, sper să fie totul ok, o să mai învăț, o să mă mai interesez și mai vedem pe parcurs. Băi, deci sunt foarte bucuros pentru că am mai mulți porumbei acum. Adică nu neapărat că am mai mulți, pentru că îmi plac, pur și simplu sunt mai multe rase, deși nu au pereche, încă o dată îmi repet lucrul ăsta, dar na. O să țin cont de sfaturile fiecăruia, deși am observat că fiecare are păreri împărțite. Așa că am să încerc să fac eu propria părere din fiecare câte puțin am să țin cont, mai ales legat de alimentație și așa mai departe, dar principalele lucruri astea sunt cam la toți. La fel. Da, după cum vedeți, am mai mulți porumbei, o să mărim colecția. Vreau neapărat să, nu mă mai repet, aceleași lucruri, să îi împerechez și așa mai departe. Cam acesta a fost clipul pentru astăzi. Dacă v-a plăcut încă o dată, nu uitați să apăsați pe butonul de like, nu uitați să vă abonați și să activați
abonamente, să activați clopoțelul de notificări pentru a primi la timp tot ce postez. Și cam asta a fost clipul pentru astăzi. Noi ne vedem data viitoare. Cam atât. Numai bine!